Salutare tuturor! Bine ați venit la 11 lucruri pe care nu le știați despre... L-am văzut dansând, l-am văzut jucând, l-am văzut regizând, dar abia așteptăm în sezonul 11 Românii au talent să ne mai spună încă o dată... Popor talentat, noapte bună, te-am pupat! Și este evident Pavel Bartos. A studiat teatrul în clasa profesorului universitar Marius Bodochi din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj. În copilărie mergea la Cântarea României. Și de ce credeți că Pavel Bartos nu s-a remarcat cu vocea sa antrenată? Ne spune chiar el. Pentru noi, cei care nu suportam chimia și fizica, era un motiv să lipsim de la aceste ore. Eu organizam brigada artistică a școlii și eram foarte implicat având un motiv întemeiat. Taberele gratuite. Am obținut locul întâi de nenumărate ori și așa, în toți anii mei de școală generală, eu am fost la mare. Este căsătorit cu Anca și au împreună 3 copii, Eva, Rita și Sofia. A debutat în televiziune în anul 2003 în serialul Căsătorie de probă, în care a jucat foarte mult cu actorul Alexandru Papadopol. A avut roluri în serialele de la Acasă TV. Numai iubirea! Mă schimb? Da, nu stă mult, da? Da! Și am auzit că au adus marcă proaspătă la barul tău preferat, blonde! 90, 60, 90! Păcatele Evei. Iubire ca în filme. Mergeam cu 64 la oră în localitate. Uite, nu, cretinile, că scrie acolo 89, dăm cu aceea. Unde? 89 scrie. 6 puncte amendă, 4 puncte penalizare. În ritmul ăsta o să rămân șofer. Păi, șofer vreau să rămân. Pe jos. Îngerașii. Și Aniela. Am o verișoară de la mine, de lângă Craiova, care e aici. Păi și ce treabă avem noi cu verișoara ta? Ce ne interesează? S-o cunoaștem, nu? Are dotă. Nu pentru mine întreb, ci pentru stere. Zi mai bine că ești un vânător de zestre. A concurat în al 6-lea sezon al emisiunii Dansez pentru tine alături de Luciana Muntean. A reușit să câștige locul 3 pe podiumul greu de atins de la Dansez pentru tine. Gândurile, fericirea. Drumurile noastre poate. Din anul 2011 devine prezentator la Vocea României. Emoționat să intre la audiția pe nevăzute, să intre pe scenă unde sunt cei 4 antrenori în scaunele lor. Au, emoțiile. După ce vor părăsi camera emoțiilor, vor fi luați și aduși aici, unde vor păși pe marea scenă pentru audiția pe nevăzute. Începe marele moment. Pavel Bartos este actor la Teatrul Odeon, iar talentul său a dat naștere multor personaje, precum Trufaldino din Slugă la Doi Stăpâni. Rădulescu Nercea din Titanic Vals. Enea Spirache e ales de puta. Pompiliu, natură moartă cu Nepotobez. Și mulți alții. În anul 2019 lansează primul scurtmetraj regizat de el, Romanian Tradition.
În anul 2020 lansează propriul canal de YouTube pe care a pregătit o serie de vloguri pe diferite teme, precum La Casa de Pavel și multe provocări muzicale. Oameni buni, chiar dacă sunt în izolare, vreau să vă dau o veste tare bună. Am obținut primul rol principal în izolare, în cel mai mini serial cu cele mai mini episoade. Din anul 2011 până în prezent, este host alături de Smiley la cel mai iubit show de televiziune din România. Românii au talent. Știi când suntem noi doi cei mai nebuni? Și vineri și luni. Da, când Andy face din vorbe tracțiuni. Și vineri și luni. Iar Andra ne ridică pe noi culi. Și vineri și luni. Și Alexandra ne creează viziuni. Și vineri și luni. Iar Călinescu are sublime pălăsiuni. Și vineri și luni. Nu, luni și vineri la și Pro TV. Și vineri și luni. Românii au talent. Acestea au fost cele 11 lucruri pe care probabil nu le știați despre Pavel Bartoș. Nu uitați că pe 5 februarie începe Românii au talent, sezonul 11, 1 și 1, cu două ediții pe săptămână. Și pentru mai multe informații, intrați pe protvplus.ro, româniiautalent.protv.ro și urmăriți-ne în social media. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Românii au talent. Românii au talent, se întoarce cu un sezon nou nouț, cum nu s-a mai văzut. Despre Juliu nu mai vorbesc. Alexandra Dinu e una dintre surprizele cele mai plăcute ale sezonului 11. Alexandra, o apariție specială într-un sezon 1 și 1. E uluitor să stai la masa juriului. Cu un singur buton, transform visul lor cui în realitate. Spectacol la dublu, vineri și luni, de două ori pe săptămână. Românii au talent, 1 și 1.